Salut băieți! În episodul de astăzi trebuia să mă ocup de partea estetică a motocicletei și vorbesc la trecut deoarece lucrurile în viață nu merg tot timpul așa cum ți-ai plănuit iar eu între timp am primit o ofertă de schimb pentru această motocicletă de la un abonat care nu stă foarte departe de mine și am decis să nu ratez. Nu o să vă spun încă ce motocicletă am primit la schimb, dar o să vă spun că aș fi vrut să schimb aceste două cauciucuri și partea superioară încât să o fac mai ușoară pe teren accidentat, dar domnul de la care am primit oferta nu consideră acest fapt un lucru foarte important și ca să se facă înțeles, pe lângă motocicleta lui, mai îmi oferă și o sumă modică de bani. Acum nu o să mai pierd vremea, o să o pun în remorcă și am plecat cu ea, așa că ia-ți Honda ziua bună! O las un pic să o analizați și aș vrea să scrieți în comentarii cât credeți că am mai primit diferență. Dar vă menționez că această motocicletă este din anul 2002, deci aproximativ cu 10 ani mai nouă decât a mea, însă nu are pornire la buton și stă de vreo 2 ani, așa că o să o cotesc că ar fi defectă. Și exact așa cum ați văzut, am adus-o acasă, am descărcat-o, am pus-o pe roți, și am băgat un atelier, iar acum vă pot da mai multe detalii despre ea. Și după cum ați ghicit, aceasta este o ujvarna model TE610 pentru că are un motor de 610 cm3 în patru timp, răcit cu lichid, iar pornirea se face doar la pedală și bineînțeles aceasta este la îndemâna tuturor pe partea stângă. Și pe lângă asta are aproximativ tot ce mi-am dorit eu de la Honda, în afară de pornire la buton, dar asta nu contează, pentru că are un bord care a înregistrat 9400 de km atunci când s-a rupt cablul de la kilometraj. Înainte să încep lucrul propriu zis, am obligația morală să vă prezint cele mai importante lucruri atunci când lucrezi. Aceste seturi de mănuși le-am primit de la un colaborator și cred că sunt printre cele mai calitative mănuși pe care le-am purtat vreodată. Și pe lângă asta, găsiți pe site-ul lor toate tipurile de mănuși de care ai nevoie, de la cele groase pentru sudură până la cele subțiri pentru inspecție. Așa că vă las linkul lor și în descriere, iar acum ne întoarcem la oile noastre. Iar acum vine partea cea mai amuzantă și este legată de motor. Asta pentru că l-am auzit pornit aproximativ pentru 5 secunde în momentul în care a făcut schimburile între motociclete și în aceste 5 secunde s-a făcut o grămadă de fum în spatele lui de la consumul de ulei. Iar pe lângă asta, în partea superioară a motorului s-au auzit niște zgomote destul de puternice și pe lângă asta are și o fisură în blocul motor, care e adevărat momentan nu curge, dar s-ar putea să curgă în momentul în care motorul este încins. Iar după cele 5 secunde de funcționare, motorul s-a oprit și nu a mai vrut să pornească sub nicio formă, iar acest lucru mă face să mă gândesc că distribuția nu mai este la punct sau a sărit de la punct în momentul în care motorul s-a oprit. Iar asta voi face eu acum. Voi verifica dacă distribuția este reglată corespunzător. Așa că am început cu furtunul dintre radiator și pompa de apă, deoarece pompa de apă este angrenată într-un mod mai neconvențional, direct de arborile cu came, așa că dacă dorești să verifici distribuția, va trebui mai întâi să dai capacul de la pompa de apă și pe urmă capacul de la culbutori. Adică exact așa, Pentru prima dată veți avea ocazia să vedeți o piesă personalizată și este vorba de pinionul de la distribuție, pentru că are numele Walter scris pe ea, dar din păcate acest Walter nu a știut că trebuie să facă jocul la supape mai des și supapele de admisie sunt destul de uzate, chiar foarte uzate, și, bineînțeles, distribuția nu este la punct. Asta pentru că acest șurub ar fi trebuit să fie oarecum în partea de sus a motorului. Nici lanțul de distribuție nu-i grozav, dacă se poate observa că are un pic de joc și cu asta sunt foarte curios să văd cât e de mult ieșit întinzătorul ca să-mi pot da seama de uzura lanțului. O să încep cu acest șurub care ține arcul și pare destul de încordat. Dar uite, că eu înainte de sărbători mai văd ceva minuni. Eu chiar nu înțeleg pe oamenii ăștia. Chiar nu înțeleg. Dar asta este, nu prea avem ce să facem. după cum probabil vă dați seama, lanțul e atât de uzat încât nici măcar nu pot aduce motorul la poziția perfectă de funcționare și asta înseamnă că va trebui schimbat, evident. Așa că mă voi ocupa în continuare de demontarea culasei pentru că vreau să văd și ce este de desubt. În principiu, acum ar trebui să scot chiulasa afară, dar mai întâi trebuie să desfac lanțul de distribuție și asta ar fi o treabă destul de ușoară, dar din păcate cineva a înlocuit cheița cu o zală care a fost nituită ulterior și acum va trebui să tau lanțul de distribuție. Iar acum, prieteni, am două vești pentru voi. Una proastă, una bună, ca de obicei. Cea bună e că am găsit cauza fumului și a zgomotelor și cea proastă e că am găsit cauza fumului și a zgomotelor. Consumul de ulei se datorează acestui segment care stă bălângănit pe aici și bineînțeles că nu ar trebui să fie prin zona asta și ar trebui să stea la locul lui, dar acum oricum e totuna. Și exact ceea ce vi-am spus la cadru cu pistonul de Honda. Exact asta s-a întâmplat și aici. Cred că s-a încercat să se folosească o presă pentru segmenți sau pur și simplu a fost neatenție și asta te poate costa câteva sute de lei. Iar zgomotul proeminent al motorului se datorează, bineînțeles, o parte lanțului de distribuție, o parte supapelor și cea mai mare parte cred că vine din cauza bielei și asta are aproximativ joc de un milimetru. Stați să vedem dacă puteți și voi să auziți. S-ar putea ca fără piston să se observe și mai bine. Și cel mai periculos joc pe care îl are e cel din lateral și asta poate duce la ruperea bielei, deoarece dacă jocul trece de o anumită măsură, se lovește din partea laterală a contragreutății și se poate rupe biela. Se și observă în partea dreaptă a bielei că acest proces a început deja și era foarte periculos ca motorul să mai funcționeze în modul ăsta. Așa că se înțelege de la sine și nu mai are rost să spun că am nevoie de o bielă nouă și acest lucru implică demontarea motorului și desfacerea lui în două și pe urmă după montare ambielajul necesită calibrat. Și totodată voi avea nevoie de un piston care să conțină setul de segment și un bolț, bineînțeles. Cilindru cred că va scăpa doar cu hunuire, deoarece într-adevăr se văd urme de uzură, dar nu se simt, ceea ce mă face să cred că nu a funcționat foarte mult cu acest segment îndoit. Chiulasa va avea nevoie și ea de atenție, cu toate că m-am plâns de cele două supape. Se pare că sunt noi, dar cred că sunt dintr-o calitate mai slabă, deoarece s-au uzat aici prematur. Pe lângă asta, voi avea nevoie de un lanț de distribuție, un set complet de garnituri și va trebui să mă ocup de acest întinzător ori să-mi cumpăr altul. Și dacă tot sunt la partea asta de analiză, o să vă spun și vouă un lucru pe care l-am observat și care e foarte important pentru mine. În principiu, odată cu creșterea numărului de abonați, de care sunt foarte mândru și vă mulțumesc, am început să primesc nenumărate întrebări legate de mecanică, la care am răspuns exact cum știu mai bine. Dar pe viitor, aceste întrebări s-ar putea să se înmulțească și nu voi mai putea răspunde la toate, așa că am găsit o soluție. Dacă îți dorești să primești răspunsuri legate de problemele mecanice sau doar vrei să mă ajut pentru a crea un content cât mai de calitate, în preajma butonului de abonare mai există un buton care îți permite să devii membru a canalului contra unei sume infime de bani. Și am ales să vorbesc despre această parte mai sensibilă, pentru că de obicei proiectele faine te costă. Și așa ca de încheiere de videoclip, vin cu un mic update la proiectul Brute Force. Mi-am găsit un stop pe spate pentru că cel vechi era destul de crăpat și am mai găsit un grilaj de pe față, cu toate că e destul de greu de aflat unul care să nu fie îndoit sau fisurat. Ăsta e doar puțin ruginit, așa că va avea nevoie de o mică vopsire, dar în rest cred că va fi destul de bun. Așa că dacă vă place ceea ce fac, aveți posibilitatea să vă abonați la canal și să vedeți în fiecare duminică ceea ce postez, iar până săptămâna viitoare vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată și vă salut!